Bună ziua, dragii mei! Astăzi mi-am propus să realizăm împreună mai multe tipuri de eseu argumentativ. Mai exact, primul eseu argumentativ pe care am să-l abordez în această oră este cel privitor la rolul revistelor de cultură în dezvoltarea literaturii. Eu l-am dat drept temă elevilor mei și ei mi-au schițat cât ceva legat de acest rol al revistelor de cultură în dezvoltarea cu literaturii și a artei în general până la urmă. Prima problemă pe care ei au susținut-o în introducere este următoarea. Mișcările culturale ample își regăsesc principiile enunțate de cele mai multe ori în programele manifest apărute în revistele vremii respective. Mai exact, în introducerea eseului vostru, trebuie să spuneți că există aceste reviste culturale care au avut drept importanță, au avut programe care au derivat și au declanșat o mișcare culturală în vremea respectivă. Deci o idee generală în care voi spuneți că este adevărat acest lucru, că revistele de cultură au un rol major în dezvoltarea literaturii. Primul argument pe care eu l-am solicitat elevilor mei a fost acela de a numi prima revistă literară, prima revistă culturală cu mare importanță în cultura românească și anume Dacia Literară. În revista Dacia Literară s-a promovat ideea de specific național. Spun ei în felul următor. Direcțiile și orientările cultural-artistice sunt legate indisolubil de o revistă importantă. În perioada pașoptistă, uite cum deja ne referim la modul concret, la modul particular, la începutul modernității literaturii române, revista Dacia Literară, apărută doar în 4 numere, reprezintă etalonul cultural al momentului. În primul număr al revistei Dacia Literară apare introducție. Introducția reprezintă, de fapt, programul estetic al mișcării pașoptiste, al mișcării național-romantice sau popular-romantice. Sunt, de fapt, mai multe denumiri pentru această mișcare promovată de către Dacia Literară. Din denumirea de Dacie Literară putem deduce, de fapt, scopul acestei reviste. Dorea, de fapt, să creeze o limbă unitară, să definitiveze o literatură română originală și unitară. Ideea de specific național, pe care eu v-am și notat-o pe tablă, această idee de specific național presupunea mai multe elemente, cum ar fi inspirație din trecut, din folclor și din natură. Acestea trei erau oferite drept sursă de inspirație pentru scriitorii vremii. De ce? Pentru că Mihail Cogălnicianu, cel care conducea Dacia Literară, afirma într-un mod vehement că traducțiile nu fac literatură. Deci se dorea cumva debarasarea de vechile traduceri, de cărțile care năpădiseră în momentul acela spațiul cultural românesc și se dorea realizarea unei literaturi originale. Există și un exemplu de literatură originală publicat în primul număr al Daciei Literare, Alexandru Lăbușneanu, de Costache Negruții. Costache Negruții realizează o novelă istorică după tiparul propus de Dacia Literară și o publică în primul număr al Daciei Literare. Prin urmare, unul dintre principiile Daciei Literare era acesta, încurajarea literaturii originale. Un al doilea punct ar fi
promovarea obiectivității în artă. Spre exemplu, dânsii spuneau, vom critica cartea, iar nu omul. Chiar dacă e cacofonie, o lăsăm așa, pentru că așa sună textul lui Cogălnicianu. Și, de fapt, ce se dorea? Să se critique, de fapt, ce scrie scriitorul, ce scrie respectivul om de cultură, și să se încerce să nu se mai țină cont de elementele de biografie, de viața personală a acelui om. Acest lucru ar trebui și astăzi respectat în media, în cultura românească, aceea care mai este, spoiala de cultură care mai este în acest moment, și ar trebui să nu ne legăm de viața personală a celor care scriu literatură, care fac muzică, care fac tot felul de arte. De ce? Pentru că viața personală nu privește pe nimeni. Obiectivitatea în artă, asta se cerea. Și criticarea acestora independent de viața acelui om, de viața privată a acelui om. Eu mai am o vorbă așa pe care poate, această vorbă poate șochează pe elevii mei, spre exemplu, eu cam le interzic să spună Mihai Eminescu transmite sentimente de dragoste. Eu și spun eul liric. De ce? Pentru că Mihai Eminescu era o persoană privată cu buletin care, din punct de vedere personal, s-a șters din comunitate, dar a rămas opera. Deci eu vreau să numească poetul, vreau să numească eul liric și să încercăm să nu mai spunem de viața privată a acelui om și să discutăm de opera lui, că aceea ne interesează, nu? Cristalizarea valorilor știm că apare după decesul acestor oameni, dar cred că ar trebui și când trăiesc ei să-i abordăm obiectiv, deci obiectivitatea în artă. Acestea două, măcar acestea două, dacă le rețineți, traducțiile nu fac literatură, și după aceea celălalt principiu, obiectivitatea în artă, acestea două sunt două elemente din programul Daciei Literare, zugrăvit în introducție, în primul număr apărut al acesteia. Următorul argument în eseul nostru argumentativ ar fi, de fapt, dezbatere despre junimea. Deci să spunem, să vorbim despre junimea. Spun elevii mei, în perioada marilor clasici, societatea Junimea are drept revistă convorbiri literare, iar Titu Maiorescu se dovedește a fi deschizător de drumuri spre literatura modernă, tratând în această revistă teoria formelor fără fond și problema tipicului și a moralității în artă. Acest om de cultură realizează primele scrieri critice propriu-zise asupra literaturii române. Putem menționa cel puțin două articole importante realizate de către Titu Maiorescu, și anume Eminescu și poeziile lui, primul studiu dedicat lui Eminescu atunci când încă el trăia, și al doilea studiu, Comediile domnului Caragiale, acolo unde Titu Maiorescu îl apără pe Caragiale și discută problema moralității și problema tipicului în artă. Junimea, prin urmare, să apară la argumentul 2 și să reușim să zugrăvim această imagine a junimii în cuvinte, nu foarte multe, pentru că ai descris 30 de rânduri, da? Dar în acele 30 de rânduri să apară esența contribuției acestor reviste asupra culturii. Al treilea argument, pentru că putem să abordăm și trei argumente, ar fi revista Zburătorul. Eu vă notez cu S, pentru că așa s-a numit revista la bază, cu S, Zburătorul, condusă de Eugen Lovinescu. În revista Zburătorul, în cenaclul literar Zburătorul, acolo unde s-au lansat mari noștri scriitori interbelici, de fapt, artileria grea a literaturii române, în cenaclul Zburătorul se dezbăteau două probleme, sincronismul în artă și mutația valorilor estetice. Aș vrea să revin asupra formelor fără fond de la Junimea și să vă explic puțin
și ideea de sincronism de la Eugen Lovinescu. Titu Maiorescu spunea în felul următor: nu avem nevoie de universități, nu avem nevoie de anumite școli, pentru că nu avem personal calificat care să predea în ele și nu suntem încă adaptați acestui nivel. Deci nu dorea formă fără fond, Titu Maiorescu. Eugen Lovinescu, în perioada interbelică, vine și îl contrazice pe Titu Maiorescu și spune: nu, mai bine să abordăm universitate, să avem școli, să ridicăm forțat nivelul cultural, pentru că după aceea vom avea și personal și toți ne vom adapta după formele europene. Evident, la astea se referea Eugen Lovinescu. Deci dorea sincronism forțat cu cultura europeană. Eu cred că a avut dreptate și până la urmă, în acea perioadă, noi știm cu toții că ne-am racordat la cultura europeană. Forțat sau neforțat, am fost nevoiți să facem acest lucru și până la urmă este meritul lui Camil Petrescu că s-a inspirat din Marcel Proust a La recherche de temps perdu, deci din În căutarea timpului pierdut. Și nu este niciun fel de problemă că are aceste elemente precum memorie involuntară de la Marcel Proust. Și a reușit, de fapt, să realizeze operă românească, originală, inspirându-se dintr-o metodă prustiană. Și avem și astfel de exemple, avem și la Liviu Rebreanu. Deci sincronismul cu valorile occidentale a forțat, de fapt, ridicarea nivelului de cultură. Sincronismul la asta se referea. Apoi, a doua idee susținută de către Eugen Lovinescu ar fi mutația valorilor estetice. Mai exact, el spune că fiecare epocă își are operele sale și că altfel va fi percepută, spre exemplu, o operă precum Ion în perioada interbelică sau după cel de-al doilea război mondial. Deci fiecare epocă își are operele sale. Poate de aceea eu spun cu convingere că lirica cetățenească a adolescenților de astăzi este de fapt o marcă, o amprentă a contemporaneității. Lirica, mă refer la versurile, la textele, dar uneori chiar versuri, la versurile pe care ei le folosesc în muzica hip-hop. Și cred că aceste versuri, geniale adesea, reușesc să convingă și ne transmit nouă ascultătorilor o oglindă a societății în care ei trăiesc, lirică cetățenească, îi spun eu, așa cum era și în perioada pașoptistă. În fiecare perioadă a fost ceva specific. La asta se referea Eugen Lovinescu atunci când susținea În zburătorul. Acum apare într-adevăr antiteză între Titu Maiorescu și Zburătorul. Această antiteză nu putea să ducă decât la progres, pentru că până la urmă, din conflict, din păreri contrarii, poate apărea progresul, nu din acord total. Și să nu uităm că în perioada Junimii exista tânărul Constantin Dobrogeanu Gherea, care venea chiar în contemporaneitatea de atunci, în antiteză cu Titu Maiorescu. Constantin Dobrogeanu Gherea venea cu conceptul artă cu tendință. Adică el spunea că orice fapt estetic trebuie să aibă o finalitate concretă. Iar Titu Maiorescu venea cu conceptul artă pentru artă, adică să avem dezinteres total. Acum fie vorba între noi, Titu Maiorescu nu era chiar dezinteresat material. Normal, își permitea să fie dezinteresat material, având și o stare bună financiară, dar tocmai conflictul dintre artă pentru artă și artă cu tendință a dus la progres. Și în încheierea eseului nostru, elevii mei m-au întrebat: doamna, astăzi ce revistă mai avem? Și le-am spus: dragilor, în afară de Dilema, în afară de România Literară și acestea cu tiraj destul de redus, Actualitatea Muzicală are un tiraj atât de redus, nu se poate. În România revistele au decăzut și în imediata actualitate au scăzut ca număr, cel puțin în ediție tipărită. Avem, într-adevăr, în ediție online. Există Ultima Oră, există Confluențe Literare, există multe. Deci culturalizare online. Culturalizarea aceasta reprezintă și un risc
pentru că nu știu de câți copii știu să le abordeze și să le și găsească. Prin urmare, putem să spunem că în actualitate, conceptul de revistă s-a transformat într-unul mai liberal, mai individualist. Există reviste cu profil de medicină, cu profil umanist, cu profil religios și cred că fiecare revistă și are sensul sau, evident, nu mă refeream la revistele mondene, care au aceleași simulacre culturale și care prezintă până la urmă scandalul și senzaționalul prin macabru și cam atât. Deci, eu nu i-am sfătuit să abordeze în eseul lor așa ceva, pentru că măcar acolo să scăpăm de vulgaritate, nu? Într-un eseu de literatură și să nu abordăm vulgaritatea. Prin urmare, concluzia ar fi că în această perioadă, în perioada în care noi trăim, nu prea mai avem revistă culturală care să ne trimită, să ne dea, cum s-ar spune, să ne dea cu un pas înainte în cultură. Pentru că tirajele sunt reduse, iar tineretul are la îndemână vulgaritate și meschinărie. Firesc atunci să se comporte o parte din tineret să se comporte astfel. Am terminat cu acest eseu, cu rolul revistelor de cultură în dezvoltarea literaturii. Vă repet, voi aveți de făcut doar 30 de rânduri. Trebuie să fiți foarte bine structurați și să reușiți să atingeți aceste trei puncte: Dacia literară, Junimea și Zburătorul. Al doilea eseu argumentativ pe care eu vi-l propun este un text, pornind de la o idee frumoasă a lui Bogdan Petricei cu HD-ul, și anume: în lume, talentul nu înseamnă nimic fără caracter. Bogdan Petricei cu HD-ul, din Scrieri filozofice. În introducere, scumpii mei elevi au zis în felul următor: talentul nu există fără caracter. Mai toți au fost tentați să spună acest lucru. Eu i-am contrazis și le-am spus că nu e adevărat. Talentul este moștenit. Caracterul este dobândit. Prin urmare, putem să avem talent, dar să avem un caracter de nimic. Adică să fim, din punct de vedere social, zero. Și ar trebui să combinăm, combinația aceasta, de fapt, între talent și caracter, oferă performanță de durată. Rețineți, talent plus caracter egal performanță de durată, adică nu numai de o vară. Deci talentul este moștenit, iar caracterul este dobândit. Dacă nu avem muncă, dacă nu vrem să depunem efort, dacă nu vrem să ne autoperfecționăm, atunci nu vom evolua, vom rămâne numai la ceea ce am moștenit și acela se va dilua în timp și nu vom reuși să facem performanță. Asta se întâmplă în orice domeniu și până la urmă performanța se poate realiza în fiecare profesie în parte. Primul argument pe care ei l-au abordat a fost un exemplu pozitiv și am fost surprinsă să aud exemplu precum Paula Selling. Foarte frumos. Nu i-am pus eu să-l aleagă, dar au fost înclinați să aleagă acest model de artist care s-a străduit să adauge lângă talent multă muncă și din această combinație să rezulte o personalitate demnă de respect. Deci uite cum niște copii de 14 ani și că eseuri se fac de foarte și până la 18 ani aleg un astfel de model care pe mine m-a impresionat. Există în societatea contemporană, spun ei, mai multe exemple care aprobă această ipoteză. Apoi și-au mai ales exemple din design vestimentar și chiar Doina Levința. Și mi-a plăcut exemplul lor. Nu s-au apropiat de vulgaritate. Poate că sunt și educați în așa fel încât să nu se apropie de vulgaritate, sunt dirijați să ocolească această sferă a urâtului și din cauza acumulării din ani de zile aleg și astfel de exemple frumoase. În al doilea argument au dat un exemplu negativ atunci când talentul rămâne, mă rog, se estompează în timp și din cauza lipsei de caracter, această personalitate decade. Au ales din lumea sportivă
astfel de exemplu. Și nu o să dau numele pe care ei l-au și spus în eseu, o să spun cum au scris, fără nume. Talentul unor sportivi nu este îndoit adesea de muncă și strădanie. Ei nu reușesc să scape de tentația banilor și cad pradă celebrității. Nu ar trebui să uite că marile personalități ale lumii sunt de o rară modestie. Comportamentul lor ar trebui să fie natural tot timpul și caracterul să le dovedească forța, puterea. Drogurile și alcoolul, acestea două, reușesc să învingă în viața unora talentați, punând astfel în anonimat talentul lor nativ. Ei au și numit sportiv, care a dat dovadă de lipsă de caracter și au argumentat destul de vehement acest lucru. Mi-a plăcut, tocmai dirijindu-i eu pentru această idee de talent plus caracter, pentru că, de fapt, asta trebuie să fie o combinație. Acum, mulți știu că în artă se poate urca pe scară, deci pe treaptă, având un caracter îndoielnic. Mulți știu treaba aceasta. Și îndemnul meu de mai devreme era să nu ținem cont de caracterul acesta și să ținem cont doar de talent și să-l criticăm prin opera pe care a lăsat-o. Dar ei se referă oricum la exemple contemporane și foarte bine că au abordat astfel de exemple, pentru că voi fiecare puteți să vă folosiți de lumea în care trăiți și puteți să realizați un eseu performant. În încheiere, spuneau, prin urmare, observăm cum putem dezbate exemple pozitive, dar și negative, care privesc împlinirea talentului prin caracter. Al treilea eseu pe care eu vi-l supun și oricum vi-l dau și ca temă pentru acasă, rolul educației în formarea personalității. În introducere, ei s-au referit la educația care conferă individului capacitate de integrare în societate și spun, educația nu se poate rezuma la cei 7 ani de acasă, ci presupune o informare permanentă a individului în mediul în care trăiește. Primul argument privește ideea că educația formează personalitatea în concordanță cu cerințele obiective ale societății. Iar al doilea argument, educația dezvoltă relațiile sociale de colaborare. În final, educația are rolul de a menține și de a îmbunătăți calitatea vieții. Eu solicit la toate eseurile argumentate, la toate eseurile argumentative, deci la subiectele de tip 2, să văd pe ciornă întâi argumentele, să văd cele două argumente, 1 și 2, și să văd ce se scrie în introducere și în încheiere. Un fel de plan de idei, cum vi se cerea în clasele mici, de la planul acela de idei, după aceea se construiește eseul mare de 30 de rânduri, Doamne ferește de 30 de pagini, eseul de 30 de rânduri, cu care vă prezentați la examen, dar să aveți foarte clară, cristalizată, ideea 1 și ideea 2 sau a treia idee și să reușiți să fiți sintetici. Acum putem să vorbim de educație formală, informală și putem să discutăm de educația ca factor al civilizației și că știți că până la urmă sunt 3 factori ai dezvoltării umane. Ereditatea, mediul și educația. Acestea 3 converg către formarea personalității umane. Și putem să plecăm de la această încrengătură, ereditate, mediu de viață și educație și după aceea să derivăm la educație, să ne ducem către educație și să discutăm acest fenomen amplu al educației, educația de acasă, deci nu trebuie să folosim cuvinte din astea sofisticate pe care nici nu le înțelegem
și educația de acasă plus educația dirijată de la școală. De-aia este necesar să venim la școală pentru a fi dirijați în traiectul nostru în viață, pentru a avea anumite repere de care să ne legăm, chiar dacă nu ne convin aceste repere, chiar dacă ni se par absurde, că vi se pare ciudat că doamna vă cere să citiți, doamna vă controlează la abonamentul de bibliotecă, doamna vă ceartă că n-aveți fișe de lectură și multe și multe altele. Toate aceste vicisitudini, toate aceste probleme pe care le aveți voi în viață, vă vor ajuta în final la reușită. Vă vor asigura succesul în carieră, că tot o să avem în orele următoare un eseu despre succesul în carieră. O să vedeți cât de interesant au scris elevii și elevii mei și m-au surprins prin exemplele lor. Asta vă rămâne pentru orele care vor veni. Acum, data viitoare, ne vom ocupa de marele roman Ion de Liviu Rebreanu, proba de foc a literaturii române. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare.